E firesc, Meme, să, ca un președinte de CCA, în analiza care ar trebui să fie legată de arbitrii, să se apuce să analizeze jucătorii și, mă rog, apucăturile jucătorilor? Nu știu limba greacă, dar cred că o să caut să văd cum se spune la sfidare, pentru că ceea ce a făcut Vasaras, asta se traduce, este sfidare la adresa noastră, a tuturor celor care contribuim la plata salariului, care înțeleg că este mai mare decât salariul președintelui Federației Române de Fotbal, dacă e adevărat ce se scrie. Că nu avem acces la datele astea, deși ar trebui să fie publice, pentru că noi plătim, noi suntem contribuabilii Federației Române de Fotbal. Cred că e foarte clar că are niște interese Vasaras în momentul în care vine cu asemenea afirmații și când dă exemple numai de la anumite echipe, pentru că să fac și eu un material să prezint niște jucători care simulează cu obsesiv chiar de la alte echipe, nu de la Universitatea Craiova și de la noi. Orice jucător mai simulează din când în când, că în momentul în care arbitru îl vede, îi dă cartonaș galben, dacă mai simulează o dată, îi dă al doilea cartonaș galben și îl elimină. Adică nu înțeleg ce vrea să ne spună cu asta Vasaras. Că arbitrii greșesc, că nu dau cartonașe galbene jucătorilor care simulează? Pentru că nu înțeleg practic care a fost ideea acestei conferințe de presă. Noi ne interesează, dar am înțeles că au justificat și anumite greșeli de arbitraj pe care le-a văzut absolut toată lumea, dar pe care el nu le consideră greșeli. De regulă, președinții de comisie încearcă să cauționeze arbitrii și să-i scoată basma curată, dar acum au fost prea multe greșeli. Ori noi toți cei ziariști, analiști, experți, conducători de echipe, antrenori, jucători, suntem niște imbecili notorii și el este singurul care înțelege fenomenul ăsta. Spune Vasaras că ar trebui totuși să fim mulțumiți. Că avem arbitri la cel mai înalt nivel, că arbitrează meciuri extraordinare. Eu cred că sunt foarte mulțumiți arbitrii care arbitrează la nivelul ăla. Noi de ce am fi mulțumiți? Care e câștigul nostru? Ce crezi, de exemplu, pentru că pe lista respectivă nu au fost doar de la voi, dar de Tănase și de Ivan a subliniat, da? Au fost și Enes Ali, de exemplu. Mesajul e foarte clar. În momentul în care tu nominalizezi jucători de la anumite echipe, un mesaj destul de clar, cred eu. Dar e normal ca el să facă o analiză a jucătorilor? Eu nu cred că e normal să ai președinte Comisiei Centrale un străin care înțeleg că nu prea stă în România, care vine din când în când și vede meciuri. Nu cred că poți să vezi, să evaluezi un arbitru văzându-l la televizor. Zice că are contract să stea 10 zile și pe lună și că restul să se ducă la UEFA, dar că el stă mult mai mult de alea 10 zile. Ok. În condițiile în care, din ce știu eu, nu mai are. Eu cred că avem foști arbitri care au fost peste Vasaras ca arbitri și sunt români. Și chiar dacă au o anumită vârstă, cred că au demonstrat că au avut mereu probitate profesională. Acum, nu știu, mă depășește. Doar că eu cred că cluburile de data asta n-ar trebui să... Pasivitatea e amendată mereu. Cred că ar trebui totuși să ne trezim și să încercăm să facem Federația Română de Fotbal, să influențăm Federația Română de Fotbal să ia niște măsuri, pentru că ce a făcut acum e mai mult decât sfidător. Mai spun un lucru. Că ar fi chemat antrenorii la un moment dat și că au venit sub 50% la o întâlnire de asta antrenori Comisia Centrală a Arbitrilor. Voi, tu ți-aduci aminte de momentul respectiv? Antrenorul vostru s-a dus la întâlnirea respectivă? Nu știu când a fost întâlnirea, chiar nu știu. Știu doar că la fiecare, înainte de începutul sezonului, noi am răspuns tot timpul cu solicitudine când ni s-a cerut să ne întâlnim cu trimișii Comisiei Centrale a Arbitrilor
Iar discuțiile au fost chiar foarte bune din punctul meu de vedere. Deci chiar au fost ok. Că a venit Augustus Constantin, că a venit Constantin Ștefan. Chiar că am fost și cu Alexandru Deaconu în discuție, mă rog, online. Cred că mereu au fost discuții constructive. Și s-au înțeles multe, pentru că într-adevăr sunt foarte multe schimbări pe care le propune Forul Internațional. Unele mai puțin lipsite de sens pentru noi, dar trebuie să le luăm ca atare și să le aplicăm. Dar demonstrația de astăzi, nu știu ce s-a dorit să fie. O demonstrație de forță, dom'le, nu mă interesează, nimeni nu mă poate atinge, fac ce vreau eu. Arăt că se poate lua mingea cu mâna și e gol valabil. Dacă într-adevăr e adevărat că n-am urmărit că am fost puțin ocupat astăzi, că n-a fost penalti la atacul asupra lui Omrani la meciul cu Chindia. Da. Dacă ăla n-a fost penalti, atunci într-adevăr noi n-avem nicio... Deci a dat peste cap o serie întreagă de faze pe care toată lumea le-a văzut la fel. Penaltiul ăla fiind una dintre faze, da? Păi, nu e penalti la Omrani, spune în meciul... Atunci dacă te duci și te duci pe pârtie și intri în un participant la întreceri din spate și l-arunci în cap, nu se întâmplă nimic. Nu, e ceva așa. Da. Chiar nu pot să înțeleg. Edi, aici aveai tu un dialog, nu? Cu el? Da, era la un meci. L-ai prins la unul din meciurile. La un meci la Sfântul Gheorghe, cred că acum două sezoane. La una dintre puținele partide la care a asistat. Da, și atunci era o situație destul de delicată, țin minte, în privința arbitrajului și a preferat să stea mai mult timp să vadă mai multe partide. Una dintre ele a fost la Sfântul Gheorghe. Probleme mai mari de arbitraj ca acum n-au fost niciodată. Mai nu cred, dar el zice așa, nu mai sunt probleme de cinste și de influențare arbitrilor. Dar când s-a pus problema vreodată, a zis cineva că un arbitru greșește, că e necinstit? Istoric, da. Acum mulți ani se știa foarte bine, nu-i ziua ta astăzi, nu o să fie niciodată, sau va veni, sau nu știu ce. Nu se pune problema acum, nimeni n-a spus asta. La momentul în care ți se pierzi trofee din cauza erorilor de arbitraj acum 2 ani, acum 3 ani, se poate așa ceva și să vină să spună că arbitrii sunt cinstiți, dar nu spune nimeni că sunt necinstiți. Spune toată lumea că sunt niște greșeli prea mari. A explicat toată treaba ca o mare victorie a mandatului său. Dom'le, cam asta a reușit. Deci asta înseamnă, deduc eu, că au fost necinstiți, a venit Vasaras și a făcut cinstiți. E bine, dom'le, atunci. Da. Cam asta ar fi. E bine atunci.